Să ne rugăm. Atotputernice Dumnezeule, te rugăm, dă-i poporului tău harul să aștepte veghind în credință venirea Fiului tău unul născut, pentru ca, după cum ne-a învățat însuși Mântuitorul nostru, să ne grăbim în întâmpinarea Lui cu candelele aprinse. El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește împreună cu tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecii, dorim. Citire din cartea profetului Isaia. Așa spune Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te învăț de bine, te călăuzesc pe calea pe care să mergi. O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, ca un râu ar fi pacea ta și dreptatea ta ca valurile mării, ca nisipul ar fi seminția ta și urmașii tăi ca firele de nisip. N-ar fi fost șterse numele lor și nici nimicite dinaintea mea. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Cine te urmează, Doamne, va avea lumina vieții. Cine te urmează, Doamne, va avea lumina vieții. Fericit omul care nu urmează sfatul celor nelegiuiți, nu zăbovește pe calea păcătoșilor și în adunarea celor care bajocoresc nu se așează, ci și află desfătarea în legea Domnului și la legea Lui cugetă ziua și noaptea. Cine te urmează, Doamne, este ca un pom sădit lângă pâraie de apă, care dă rod la timpul potrivit. Frunzele lui nu se veștejesc și tot ce face îi iese bine. Cine te urmează, așa cei nelegiuiți nu sunt așa, ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul, căci Domnul cunoaște calea celor drepți, iar calea celor nelegiuiți duce la pieire. Cine te urmează, și ține
Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus a început să vorbească mulțimii. Cu cine voi asemăna generația aceasta? Este asemenea unor copii care stau în piețe și strigă către ceilalți: v-am cântat din fluier și nu ați jucat, v-am cântat de jale și nu ați bocit. Căci a venit Ioan care nici nu mănâncă, nici nu bea, iar ei spun: are diavol. A venit Fiul omului care mănâncă și bea, iar ei spun: iată un mâncău și un băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, atunci când spunem poruncă, porunci, aceste cuvinte nu prea ne inspiră neapărat bucurie. Porunca presupune să renunți la ceva care poate ți-ar plăcea sau poate care ți-aparține. Să nu faci cu tare sau fă cu tare, renunți la o parte din tine. Prima lectură pe care am ascultat-o astăzi ne spune așa: eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, așa spune Dumnezeu, care te învăț de bine. Adică poruncile lui Dumnezeu nu sunt o prediște în calea noastră. Nu sunt cuvinte care să ne pună piedică sau să ne distragă de la adevăratul sens al vieții. Și aceste cuvinte sunt tocmai ca să ne învețe de bine poruncile lui Dumnezeu. Sigur că ele spun uneori nu, să nu faci aia, să nu furi, să nu minți, să nu... Dar oare acestea ne îngrădesc libertatea sau ne ajută să fim mai liberi? Atunci când suntem cu adevărat liberi, suntem liberi și de cele care ne înconjoară. Suntem liberi de ceea ce se vorbește în jurul nostru. Suntem liberi de ceea ce posedăm, pentru că libertatea adevărată presupune a face întotdeauna referință la Dumnezeu în tot ceea ce suntem. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, ne spune Dumnezeu astăzi, și apoi continuă foarte frumos, cuvinte care, dacă le medităm cu adevărat, ne aduc foarte mult folos sufletesc. Spune așa: ca un râu ar fi pacea ta. Ca un râu ar fi pacea ta. Adică pacea nu ar lipsi din viața celui care respectă porunca lui Dumnezeu, acelui care respectă poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu sunt o sursă inepuizabilă de pace pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Dar pentru cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu, psalmul de astăzi ne spune că sunt ca pleaba vântului aceștia. Ei nu au rădăcină, nu au apă la rădăcină. Astăzi răsar, mâine se usucă. Dar cel care trăiește în legea Domnului este ca un pom sădit pe malul unui pârâu de apă. Ce frumos! Ce imagine frumoasă! Și imagine care ne este pusă în fața astăzi spre a o medita. Râu de pace. Un râu care nu seacă niciodată. Un râu care izvorăște din Dumnezeu, nu din noi. Să cerem Domnului, iubiți credincioși, harul de a ne bucura de această pace adevărată pe care a adus-o Principele Păcii, care este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, născut la Betleem. Aș încheia cu un gând din Evanghelia pe care tocmai am proclamat-o. Un gând care
vine dintr-o imagine, copiii care cântă. Cu cine voi asemăna această generație, se adresează Iisus mulțimii. Ei se asemenea unor copii care stau în piețe și strigă unii către alții, v-am cântat din fluire și nu ați jucat, v-am cântat de jale și nu ați bocit. Cântecul. Sigur, ne oprim doar la acest aspect al cântecului. Parcă de prea multe ori noi, în zilele noastre, cântăm a jale, nu mai știm să cântăm și a bucurie. Parcă de prea multe ori, atunci când stăm cu ceilalți, cântecul nostru interior este un cântec, așa, mai mult în sfere minore, adică un cântece care să un pic să dăuneze sufletului și persoanei celuilalt. Nu sunt cântece cântate într-o tonalitate majoră, într-o tonalitate plăcut la auz. Sigur că un cântec frumos conține și acorduri minore și acorduri majore. Dar atunci când unul este prea prezent și în special acordurile acestea minore, este dăunător și pentru cel care cântă și pentru cel care ascultă. Tristețea prea multă nu este bună nimănui. Un pic de tristețe este bună, dar prea multă tristețe nu face bine nimănui. Așadar, ascultând această Evanghelie, să îi cerem Domnului să ne ajute să cântăm și noi frumos cu sufletul nostru, să prindem acorduri divine în viața noastră, să nu ne mulțumim doar cu zângănitori, adică cu arame sunătoare care nu cântă niciodată bine, așa cum citim în psalm, ci să fim într-adevăr emițători de acorduri frumoase, cântece frumoase. Cântă, suflete al meu, pe Domnul și nu uita nici când de binefacerile sale. Lăudați să fie Iisus Hristos!